vrem. Dacă nu-i reclam motorul cum trebuie, știi? M461 a fost conceput după modelul sovietic GAZ-69. Însă românii l-au proiectat și l-au realizat mult mai bine decât gazul. Conceput după gazul 69, însă a fost mult mai bine realizat până la urma urmei. Majoritatea exemplarelor au plecat în străinătate, au luat calea exportului. A fost una dintre cele mai reușite mașini românești realizate vreodată în multe țări africane sau poate din America Latină. Au fost folosite inclusiv la arat. Se legau pluguri după ele și arau. Arau grădinile, arau țarinile, cum se spune la noi. Au fost într-adevăr niște mașini extraordinare. Am reagat asta după